Bună ziua, dragii noștri cititori Herald, din nou împreună, ca de fiecare dată la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta vorbim despre o noutate editorială, este vorba despre Milarepa, Marele Yogin Tibetan, o carte publicată în colecția Himalaya, având mai multe ediții, deci iată, e o reeditare, în traducerea Marilenei Constantinescu. O carte care face parte din categoria budismul tibetan, Milarepa, Marele Yogin Tibetan. Cartea celor 1000 de cuvinte sau Jetsunka Bum este povestea vieții și faptelor lui Milarepa, cel mai de seamă yogin al Tibetului și totodată unul dintre cei patru discipoli de frunte al lui Marpa Traducătorul. Scrisă acum aproximativ 800 de ani, biografia lui Milarepa frapează prin simplitate, pe de o parte, și prin claritate, fiind considerată una dintre scrierile sacre fundamentale ale Orientului și, de asemenea, o carte esențială a școlii Kagyupta. În Tibet, Jetsunka Bum posedă rara calitate de a fi prețuită atât de oamenii de litere, să spunem, de cei învățați, cât și de publicul larg, de oamenii obișnuiți. Ea narează viața celui mai îndrăgit personaj tibetan. Astăzi alături de noi este Luisa Neag, senior editor Herald, care s-a ocupat de această carte și pe care noi vă o prezentăm ca noutate editorială și ea ne va spune mai multe lucruri despre marele yogin tibetan Milarepa. Mulțumesc, Sorin! Bună tuturor! Da, este o mare bucurie pentru mine să vorbesc despre această carte. Este o carte care m-a impresionat foarte tare atunci când am citit-o prima oară, acum mulți ani. O carte care m-a marcat foarte tare pentru că e poveste care impresionează pe oricine, o poveste clasică, am putea spune. Povestea păcătosului care a devenit sfânt, alături de tot în aceeași perioadă și foarte tare m-a impresionat în același mod, aș putea spune, povestea Mariei Egipteanca din tradiția creștină, care merge pe același motiv, cu păcătoasa care a devenit sfântă. Există foarte multe astfel de povești și poate că adică cu siguranță că acesta este modul prin care oamenii învață cel mai ușor, prin povești. E o poveste cutremurătoare pentru că efectiv balează de la o extremă la cealaltă și în această trecere de la o extremă la cealaltă ne regăsim cu toții. El nu doar că, la fel ca și alți sfinți care sunt prezentați în aceeași ipostază, nu doar că balează de la condiția de păcătos la condiția de sfânt și se salvează pe el însuși, dar devine un model pentru toate generațiile de căutători care vor urma, pentru că avem un model, căpătăm încredere și vedem cumva cum funcționează această trecere și cum am putea să eventual să o încercăm și noi. Este fascinantă pentru condiția noastră, cu atât mai mult cu cât am fost educați să credem că suntem păcătoși. Sigur că în budism nu vorbim despre păcat, vorbim despre legea cauzei și a efectului și este o ilustrare extraordinară despre modul în care funcționează această lege a karmei, care este implacabilă, de fapt. Și vedem de asemenea și cum se poate pune problema liberului arbitru într-un mod foarte practic și foarte clar, am putea spune, pentru că întotdeauna povestea ilustrează cel mai clar. Se spune despre această poveste că ne dezvăluie adevărurile profunde ale budismului, cu toate că noi știm că în tradiția budistă exercițiul dialectic este foarte îndrăgit și știm și din
autobiografia lui Dalai Lama, că până în ziua de astăzi există o întreagă tradiție de discuții, de dezbateri ale conceptelor celor mai importante din budism. Dacă ne place să dezbatem și să asistăm la dezbateri cu argumente minunat expuse din tradiția budistă, profit acum de ocazie să spun că ne vom bucura foarte tare de încă o reeditare care este acum în lucru, și anume tratatul despre calea de mijloc a lui Nagarjuna, în care vom găsi aici argumente bătălii, de argumente din belșug și deloc povești. Aici, dimpotrivă, în povestea lui marelui yogin tibetan Milarepa, găsim foarte, foarte multe povești. Așa cum ai spus și tu, această poveste are rara calitate de a fi prețuită atât de cei care sunt literați și, mă rog, învățați și cunoscători ai doctrinei, cât și de oameni obișnuiți care se vor identifica cu personajele și vor trăi din plin povestea. Și ca să spun pe scurt această poveste, pur și simplu Milarepa se naște în Tibet. Este foarte interesant modul în care este pusă, adusă această poveste. Comunică mai multe planuri. Povestea începe, de fapt, în Celest. Cel care narează și care este un discipol visează mai întâi. Și toate, deci în visul lui, toți Buddha și Dakini și foarte multe entități din planurile celeste s-au strâns la un loc ca să asculte povestea marelui yogin Milarepa. Și, dar povestea încă nu fusese spusă și atunci el își dă seama că el este cel care trebuie să declanșeze această poveste care este așteptată de toată lumea, din toate planurile. Și, mă rog, începe povestea. Ceea ce este interesant este faptul că ni se oferă un cadru mai larg. Nu începe povestea de când s-a născut Milarepa. Începe povestea cu câteva generații înainte, ceea ce ne face să credem că este foarte prețuită această lege a cauzei și efectului. Este necesar ca noi să înțelegem cum funcționează ea și este foarte umană. Din la aceste povești cu ființe spirituale ca și când ei ar fi, s-au născut sub niște auspicii deosebite și noi nu avem aceeași condiție. Ei bine, nu. Felul în care este pusă povestea lui și spusă povestea lui Milarepa ne face să înțelegem că el este un om ca și noi într-o primă fază și găsim între strămoșii lui, de exemplu, găsim și un vindecător spiritual, găsim și un, de exemplu, un pasionat jucător de cărți, dar și un foarte bun om de afaceri. Găsim de asemenea că există o tradiție în familia lui a răsturnărilor de situație. De exemplu, averea familiei este pierdută și recâștigată în mai multe rânduri de către strămoșii lui. În orice caz, în momentul în care se naște el, familia este foarte bine situată. Tatăl lui este un om de afaceri de succes, ei sunt foarte bogați și respectați în întreaga regiune, sunt considerați niște seniori. Familia este formată din tatăl, mamă, acest copil și băiat și sora lui. Și totul decurge minunat până la o anumită vârstă, destul de fragedă a lui, când tatăl lui moare și apare încă una din celebrele răsturnări de situație din familia respectivă, în sensul că averea este preluată de un unchi și o mătușă care, practic,
fură și însușesc această avere și îi transformă pe cei rămași, mama și cei doi copii, în niște servitori, de o condiție mizeră. Toată lumea îi deplânge, toată lumea este consternată și totul este descris cu o asemenea încărcătură emoțională încât chiar și zeitățile din planurile celeste care ascultă această poveste varsă râuri de lacrimi alături de noi care ne implicăm de asemenea și citim și noi. Și această mamă a lui este foarte răzbunătoare și nici mai mult, nici mai puțin decât îl trimite pe băiat să studieze magia neagră pentru a-i distruge pe cei care i-au deposedat de averea lor. Până aici totul este foarte... o poveste foarte omenească, ba chiar fantastică, așa, poate astăzi nu știu ce metode am găsit să ne răzbunăm pe cei care ne-au greșit, nici nu știu dacă mai suntem atât de întreprinzători. Oamenii ăștia trăiesc, într-adevăr, în prima jumătate a primului secol, deci cu mult timp în urmă, pe vremea aceea erau oamenii mult mai deschiși față de magie și de mai mult decât ceea ce se vede. Cert este că băiatul într-adevăr ajunge să studieze magia neagră și într-adevăr ajunge să-i distrugă, ajunge să un maestru al declanșării furtunilor care distruge recoltele și un maestru al magiei negre. El omoară oameni prin magie neagră, zeci de oameni reușește să facă asta. Bineînțeles că la un moment dat, în momentul în care ajunge să facă niște distrugeri de o asemenea învergură, devine conștient de responsabilitatea faptelor sale, cu atât mai mult cu cât legea cauzei și a efectului era foarte bine cunoscută și chiar practicată în folosul celor care aveau nevoie. Și începe să realizeze gravitatea faptelor sale și să se aștepte la o recompensă pe măsură. De aceea începe să se trezească în el dorința de a-și spăși aceste păcate și își caută maestrul spiritual. Și îl găsește, acum este introducerea, ca să zic așa, în ceea ce se numește tradiția Kargyupta, despre care se spune că primul a fost Naropa, un maestru indian, care a transmis învățătura lui cele 8 învățături, sau 6 yoga ale lui Naropa, care este și o carte din portofoliul editurii Herald. Sper din tot sufletul să fie reeditată, pentru că este și aceea foarte prețioasă. Deci, Naropa îi transmite învățătura lui Marpa, care este tibetan, deci Marpa călătorește în India pentru a primi aceste învățături și Marpa este ceea ce se numește prototipul unui cap de familie, care deși are familie, are o soție, are un fiu și o gospodărie și așa, el este totuși un mare maestru și el va fi marele maestru al lui Milarepa și care îl va trece prin toate încercările necesare prin care el să-și ardă, cum ar veni, să-și ispășească acea karmă, acele păcate pe care le-a dobândit prin magie neagră. De aici povestea este, bineînțeles, toată povestea lui este plină de suferință. Această ființă, Clara, s-a născut sub semnul suferinței, dar are și o foarte mare putere. Deci, practic, ce îl pune să facă Marpa pe Milarepa? Îl pune să construiască și să dărâme case. Aici iarăși este o metaforă, metafora construcției. Totdeauna există o
analogie între ceea ce se construiește în exteriorul nostru și ceea ce se construiește în interior. Foarte mult găsim acest motiv în foarte multe povești spirituale. Exteriorul exprimă interiorul. Și dacă ar fi să aplicăm acest motiv la povestea lui Milarepa, el construiește și dărâmă, și construiește și dărâmă, și se naște și moare cu fiecare dintre aceste construcții și cu fiecare dintre victimele sale, practic. Și, mă rog, suferă de fiecare dată, nu vă spun, dar recomand, este o poveste cutremurătoare și plină de speranță în același timp. Povestea în care acest personaj nu renunță, deși este îngrozitor ceea ce îi se petrece, și totuși el merită, asta e fabulos, pentru că ne dăm seama că așa ar fi absurd și chiar și lui îi se pare absurd. De ce trebuie să fac toate aceste lucruri? Din moment ce tu, Marpa, nu ai nevoie de aceste construcții, de ce mă pui să le fac? De ce mă pui să le desfac din nou? Și Marpa este neclintit. Dar privind din afară, îți dai seama că acest personaj merita să treacă prin acele experiențe pentru a-și ispăși. Și practic putem să ne gândim și noi, de exemplu, atunci când suferim foarte tare, că motivele poate nouă ne scapă. Această ființă, având o putere extraordinară, a fost capabil să-și ispășească niște păcate din aceeași viață în decursul aceleiași vieți. Aceștia sunt niște ființe, acestea sunt niște ființe foarte rare. Vorbesc din nou despre Maria Egipteanca, despre care vorbeam la început, care ea era, de exemplu, o prostituată și ajunge să se roage și să plângă în deșert după Dumnezeu 10 de ani de zile, în niște condiții de lipsuri și de supraviețuire extreme. Ea în 40 de ani ni se spune că mănâncă 4 pâini și că stă sub dogoarea arzătoare a soarelui, pentru că nu avea unde să se adăpostească. Revenim la Milarepa. De asemenea, ajunge după ce primește, deci toate aceste chinuri sunt doar ca să primească învățătura și inițierea de la maestrul lui. Iar după ce primește învățătura, urmează încă o perioadă de zihăstrie și de alte lipsuri îngrozitoare în care el meditează la limita supraviețuirii în diferite peșteri. La un moment dat se hrănea doar, e o poveste care pe mine m-a impresionat până la lacrimi prima oară când am citit povestea și care m-a impresionat de fiecare dată. Deci, la un moment dat, ajunge să aibă singura lui posesiune, mă rog, pe lângă zdrențele elementare pe care le avea, are un singur vas în care își prepară o fiertură de urzici, pentru că în zona în care era peștera lui creșteau urzici. Și, la un moment dat, îi se sparge acest vas și el rămâne fără singura posibilitate de a se hrăni, practic. Dar de cât de multe urzici fiersese el în vasul acela, vasul căpătase o dublură din acele frunze care se depuseseră și practic rămâne cu un vas din urzici și reușește în continuare. Deci povestea e cutremurătoare și de fiecare dată când ajunge la extrem, există un factor, există ceva care ne demonstrează că întotdeauna există o putere superioară care supraveghează aceste eforturi. El nu este niciodată singur. El tot timpul, tot ceea ce îi se petrece este profund semnificativ și urmărește un scop. Acum, dacă ar fi concluzie să vorbim despre nu știu, niște calități, niște însușiri ale unei asemenea ființe, am putea să spunem că aceste ființe, în primul rând, au o foarte mare, de la început ni se arată, că au un foarte mare curaj de a-și afirma propria lor voință. Au o personalitate foarte bine închegată. Ei au curajul să fie
hoți, să fie păcătoși, să fie criminali, să fie răzbunători. Deci au curaj în primul rând să păcătuiască, ceea ce până la urmă este mare lucru. Pentru că o viață în care, bineînțeles că nu este obligatoriu, dar de multe ori apare acest motiv al păcătosului extrem, care arată cumva că trebuie să ai curajul de a-ți asuma în totalitate condiția umană, chiar limitată, pentru acesta ar putea fi un semn că ai puterea de a trece dincolo, ca să poți să-ți depășești orgoliu, de exemplu, și toate calitățile negative, trebuie întâi să ți le conștientizezi, să ți le afirmi, să ți le înțelegi. Și deci asta ar fi această calitate de a-ți afirma propria individualitate, de a te asuma în întregime, exact așa cum ești, exact de pe nivelul de pe care ești, dovedind acest lucru prin fapte. O altă calitate este o deschidere față de ceea ce este dincolo. Aceste personaje întotdeauna sunt conștiente, au o intuiție că mai este ceva dincolo de ceea ce se vede. Astfel, au faptele lor acestea păcătoase, să zicem, au un ecou adânc în ființa lor și ei realizează că undeva dincolo aceste fapte sunt contorizate, cumva. Și această deschidere față de cele nevăzute, față de Dumnezeu, față de entitățile de dincolo, față de guru, îi fac să fie deschiși față de o căutare și să își dăruiască toate aceste puteri maestrului spiritual și să se dedice în totalitate căilor spirituale. Și de asemenea au o foarte mare putere în a face și bine, nu doar rău. Deci, ok, ei sunt foarte înclinați către a-și afirma propria voință, dar au aceeași putere și în a renunța la propria lor voință în favoarea unei voințe, a unei ființe spirituale. E o poveste, în primul rând, și de asemenea mi se spune că Milarepa avea și o voce foarte frumoasă și cânta foarte mult și de aceea cartea este plină de aceste imnuri, de aceste cântece frumoase ale lui și versul o face să fie și mai poetică, și mai deschis, adică ne ajută cumva să ne deschidem sufletul și să accedem la ceea ce se află dincolo de această poveste, pentru că, sigur, putem să o receptăm ca pe o simplă poveste, să ne bucurăm de ea și să căutăm în poveste învățăturile acestei linii Kargyupta, dar dincolo de asta este o ocazie de a ne identifica cu acest personaj și de a ne auto-evalua și de a ne deschide pe noi înșine față de această căutare spirituală cu adevărat. Și ultimul lucru pe care mai vreau să spun este că aceste ființe au în comun, aceste ființe spirituale, au în comun, am mai spus și altă dată, modul extraordinar în care trec în lumea de dincolo. Desigur că și nașterea lor este de multe ori însoțită de niște semne deosebite, dar moartea este întotdeauna extraordinară, întotdeauna se petrec fenomene paranormale, ca să zicem. Ca să revin din nou la Maria Egipteanca, ea, mă rog, ajunge să fie cunoscută, povestea ei ajunge, ea a fost o sihastră toată viața ei și e o poveste extraordinară felul în care ajunge ea să fie cunoscută până la noi, iar modul în care trece dincolo și modul în care este înmormântată, că apare de nicăieri un leu care îi sapă
groapa și că, nu știu, se întâmplă tot felul de fenomene. La fel și la moartea lui Milarepa este ceva extraordinar, cu ploi de flori și cu zeități care plutesc. Deja toată lumea devine capabilă să vadă lumile de dincolo, curcubeie, culori, o nebunie, deci e ceva de ordinul poveștilor. Dar după ce citești această poveste, ajungi să aproape că îți pare rău că nu poate să existe așa ceva sau că nu putem, nu poți să fii martorul unui asemenea fenomen în realitate. Așadar, ca să-mi domolesc entuziasmul și bucuria acestei apariții, vă invit din tot sufletul și cu tot dragul să citiți această poveste, care cu siguranță vă va îmbogăți din foarte multe puncte de vedere. Mulțumim foarte mult, Luiza. A fost alături de noi Luiza Neac, senior editor Herald, vorbind despre această fascinantă carte și, în egală măsură, această fascinantă personalitate, Milarepa, Marele Yoghin Tibetan, o carte publicată în colecția Himalaya a editurii Herald, în traducerea Marilenei Constantinescu, o recomandare de carte, noutate editorială. Noi vă mulțumim foarte mult, mulțumim Luiza, mulțumim foarte mult și dumneavoastră că ați fost alături de noi la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al acestei emisiuni. Până atunci aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!